când tot ce care vă va ucide va crede. Că aduce slavă a Domnul către iudei, care crezuseră întrânsul, aceasta este voia Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci iudeii murmurau împotriva lui, fiindcă zisese: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif? Și nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa. Cum spune el acum, m-am pogorât din cer. Iisus a răspuns și le-a zis: nu murmurați între voi. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi via în ziua cea de apoi. Pace vouă celor ce-ați binevestit! Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, 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 mărire ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tu, Stăpânitorul părinților noștri, rugăm-ne, auzi-ne! Cine minuiește? Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne minuiește! Doamne, miluiește!
Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și de apururi pomeniții, ctitori ai acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori, închinători și binefăcători ai acestui sfânt locor. Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii catedrale mântuirii neamului și acestui sfânt locaș, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acestora, într-o sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, miluiește!
doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi bolnavi. Mitropolitul Longhin, starețul Efrem de la Batoped, arhimandritul Nicodim, arhimandritul Ioan, arhimandritul Macarie, arhimandritul Zenovie, protosinghelul Daniel, protosinghelul Mina, protosinghelul Gelasie, protosinghelul Gheorghe și robii lui Dumnezeu, preotul Ciprian Presbitera Genoveva, preoții Vasile, Ioan, Constantin, Emilian, eromonacul Valerian, protosinghelul Serafim, preoții Liviu și Petru, preoții Constantin, Dumitru, Ilie, Cezar, preotul Gheorghe, presbitera Nicoleta, robii lui Dumnezeu, monahiile Antonia, Xenia, Meletina, Macrina, Rafaela, Mina, Gherghina, Ioila, Cristina, Apolinaria, Irina, Adriana, Casiana, monahiile Maria și Parascheva, monahiile Cipriana, Lucia și Filareta și robii lui Dumnezeu, Elena, Ruxandra, Eva, Carol, Ștefana, Ionel, Sofia, Teodora, Dumitra, Florica, Vasile, Doinița, Gheorghe, Adriana, Răzvan, Marius, Valentin, Adina, Alexandru, Rareș, Ana, Radu, Daniela, Teodora, Justin, Maria, Bianca, Alex, Getuța, Alexandra, Mihaela, Laura, Dochița, Georgeta, robii lui Dumnezeu, Maria, Marian, Mihai, Frunci, Alara, Andrei, George, Damian, David, Nicol, Vasilica, Eusebi, Mihai, David, Robert, Victor, Teodore, Damian, Cristian, Efrem, robii lui Dumnezeu, copilul Alexandru, Ștefan, Sergio, Cristina, Mariana, Constantin, Alexandru, Vasile, Luminița, Ștefan, Lavinia, Cristina, Florin, Sofia, Ioan, Floricica, Monahia, Teodora, George, Ianis, Enache, Elena, Teodora, Ița, Lenuța, Carmen, Rasofora, Ecaterina, Iolanda, Magdalena, Mădălin, Ionuț, Liliana, Florentina, Tinca, Micnea, Andreea, Nicolae, Rodica, Alexandru, Floare, Liviu, Ionuț, Radu, Tudor, Paul, robii lui Dumnezeu, Constantin, Mihai, Ioan, Gherghina, Ioila, Macrina și robii lui Dumnezeu, Dochița, Georgeta, Mariana, Adela, Maria, Mircea, robii lui Dumnezeu, Dumitru, Gheorghe, Gavril și Nicoleta, Mihaela, Dimitri, Mina, Adriana, Nicoleta, Andreea, Urania, George, Mariana, Costina, Alexandru, Maria, Mihaela, Constantina, robii lui Dumnezeu, Constantin, Rica, Maria, Dănuț, Elena, Vasile, Maria, Robert, Valentin, Simeon și robii lui Dumnezeu, eromonahii Kiril, Pagomie, Aralambie, monacul Flavian, preotul Ștefan, Tanior, presbitere Eugenia, Luchiliana, Ionuț, Andrei, Luca, Daniel, Raluca, Andreea, Bianca, Ionuț, Ciprian, Diana, Alexandra, Sofia, Andreea, Victor, Viorica, Sica, Elena, Alina, Patrick, Traian,
Florentina, Alexandru, Marius, Oana, Alexandru, Matei, Codruț, Victorița, Lucian, Ani, Adrian, Adriana, Tudor, Ștefan, Viorica, Mariana, Vadim, Adrian, Georgel, Niculina, Robii lui Dumnezeu, Marcel, Viorica, Gheorghe, Maria, Mihaela, Maria, Valentina, Vasile, Ioan, Elena, Rodica, Areta, Ionel, Pidia, Lidia, Iulia, Maria, Elena, Veronica, Denis, Ramona, Ecaterina, Constantin, Petru, Doina, Andreea, Marius, Ioan, Areta, Carmen, Corina, Casiana, Timotei, Nicola, Selpidia, Constanța, preotul Răzvan, Adrian, Mihai, Constantin, Elena, Gheorghe, Dumitru, Vasile și Nicoleta, Răzvan, Gabriel, Micaela, Oana, Florin, Dorin, Maria, Savin, Gabriela, Ionel, Constantin, Dumitru și robii lui Dumnezeu, Nelu, Ionica, Andrei, Monica, Pavel, Anastasie, Caterina, Teodora, Xenia, Dragoș, Valentin, Niculina, Flavia, Viorela, Anastasia, Maria, Vlad, Nicolae, Dan, Laurențiu, Izabela, Elena, Adame, Caterina, Lăcrămare, Florentina, preotul Dream, Constantin, Presbitera, Basilica, Ionela, Teodora, Ștefania și Lăcrămioara și robii lui Dumnezeu, Costica, Pompil, Micaela, Basilica, Emil, Nicolae, Vasile, Paraschiva, Micaela, Marcel, Viorica, George, Maria, preotul Constantin, Anca, Maria, Andrada, Anastasia, Daniel, Margareta, Corina, Sorina, Andreea, Maria, Maria, Ioan, Adina, Costica, Vasile, Rahila, Ioan, Erica, David, Toader, Tania, Elena, Alexandru, Mircea, Laura, Cristina, Petru, Valentina, Valentin, Elena, Ioan, Elisa, Iuliana, Ștefan, Sofia, Maria, Micai, Elena, Sofia, Alexandra, George, Loredana, Luca, Alexandru, Ștefan, Sergiu, Cristina, Aurel, Alexandru, Vasile, Luminița, Ștefan, Carmen, Liliana, Florentina, Rodica, Alexandru, Floare, Livia, Ionuț, Radu, toți cei ce sunt aici de față la Sfânta Slujbă, toți bolnavii care sunt în spitale, în azile și cei ce zac în casele lor pe patul de sferință, o picătură din harul preasfântului tău Duh trimițând asupra lor, încetează-le răceala, potolește-le ferbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii. Tău nu intru tot îndurat, cu credință, cu stăruință, într-o zdrobire a inimii, ne rugăm ție, auzi-ne și miluiește. Pentru cei ce aduc darul și va bine în sfântă și întotdeauna cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluie! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.
și în veci vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ascult stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu copte și cu despătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărate al Slavei. Căci a slujit ție este lucru mare și preposhitor chiar și pentru puterile cele cerești. Dar totuși pentru iubirea Ta de oameni cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare de făcut om, și arhiereu al nostru pentru pușcăul stăpâna Ta, de mai de-a spus la Sfânt aceste jefe turcice și fără de sânge. Că singur Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești cele cerești și cele pământești, care Te porți pe scaunul cherubinilor, Domnul Serafinilor și Împăratul Israel, căci singur ești Tu și Tu Sfinți Te odihnești. Caută-ți pe mine păcătos și pe vremitul robul Tău. Să-ți curățește sufletul și inima ricugită de tine. Să-mi vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău de pe mine, care și-a îndrătat cu darul arheriei. Să stau înaintea Sfintei Tale, mesii acestea, și cercesc Sfântul și preacuratul Tău cu scumpul Tău sânge. Căci la Tine vin plecând în grumajii mei și mă rog Ție să nu-mi poți face o tragă la mine. Nici să mă lepezi după scuzitorii Tăi și mine. Aduse darurile acestea, gândit păcătosul și nevrednicul robul Tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Te împați și spați Dumnezeul nostru și să stavă la Cel și Părintele Cel Mărinte cu și Te-a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește și nu păcătosul și nevrednicul. Dumnezeule, curățește și noi care pe heruvim cu taine închipuiești păcătoare de viață, care în vreți cuvântare aduce toată grija cea lumească acum și-o repede. Pe Împăratul tuturor să vrim pe Cel Încujorat în chip nevăzute, cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia! Noi care pe heruvim cu taine închipuiești păcătoare de viață, care în vreți cuvântare aduce toată grija cea lumească acum și-o repede. Noi care pe hrubim cu taină închipuiești păcătoare de viață, pe iubiteți pe care aduce toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Dacă Împăratul cu Dumnezeu să-L fim pe Cel Înconjurat în chip de văzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Că noi îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă, duhovnicească, ai primit tot ce te-ai primit cu tine.
Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român drept credincios de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari oracelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei eromonachi, preoții, rodiaconi, diaconi, monachi și monahii, și tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe slujitorii acestui sfânt lăcaș, pe slujitorii astăzi împreună cu noi, pe cântăreți, pe binecredincioși și creștini ajutători și închinători, pe toți binecredincioși și creștini aici de față, pe cei care de departe se roagă împreună cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. E fericiți și de-a pururi pomeniți, titori acestei sfinte biserici adormiți în Domnul, pe alți titori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, erarhii Tomițului Petru, Paternus, Valentinian, Anichit și Vasile, erarhii de la Calati, Ștefan și Petru, erarhii de la Durostorum, Leontin, Cristofor și Ilarion, erarhii de la Vicina, Teodor, Luca, Macare și Chiril, erarhii de la Drâstra, Calis, Parteni, Ioachim, Antonii, Macari, Metodii, Parteni, Ghenadie, Atanasie, Rotei, Serafim, Calinic, Constantii, Bartolomeu, Chiril, Partenie, Chiril, Calinic, Chiril, Calinic, Antim, Grigorie, Ronim, Grigorie, erarhii de la Proilavia, Gavril, Nectarie, Antim, Grigorie, Melete, Gerasim, Partenie, Lavrentie, Nectarie, Calinic, Grigorie, Anichie, Calinic, Dilotei, Daniil, Ioachim, Iril, Partenie, Calinic, Calinic, Antim,
în arhi de la Tulcea Panarin Dionisie și Nichifor, în arhi Tomisului și ai Dunării de Jos, Iosif Partenie, Pimen, Melete, Constanțianul, Nipon Platon, Iosif Cosma, în arhi Tomisului Hilarie, Gheronte, Eugeniu, Chesare, Antim, Lucian, Gerasim și Epifanie, și arhiepiscopii Pimen, Justinian și Vasile, adormiți robii lui Dumnezeu de curând trecuți în veșnică odihnă, episcopii Gurie și Vasile, arhimandriții Ghelasie, Varlaam și Nicodim, protosinghelii Micail, Filimon, David, Sava și Beniamin, ieromonachii Daniel și Irodion, protoereul Petru, preoții Ionel, Ioan, Dumitru, Florin, Dimitrie, Mircea, Iosif, Casian, Valentin, Florin, Gheorghe, Gheorghe, Nicolae, Vasile, Ioan, Constantin, Alexandru, Florin, Ioan, Gheorghe, Nicolae, Nicolae, Iulian, Daniel, Petre, Ionuț, Mihai, Nicolae, Micail, Nicu, George, Constantin, Gheorghe, Mihai, Cristian, Daniel, cu tot neamul lor cel adormit, pe erodiaconul Ilarion, pe monachii Antim, Bartolomeu, Camasi, Gerasim și Simeon, schimonachia Glafira, monachiile Petronia, Ecaterina, Mihaela și Tomaida, prezbiterile Georgeta, Maria, Lenuța, Lavinia, Nicoleta, Mihaela și Camelia, robii lui Dumnezeu, Victorul Ioan, Ioan, Ovidiu, Mihaela Galani, Florin, Sava, Ecaterina, Iancu, Dumitrache, Magdalena, Ioan, Octavian, Dumitru, Dimitrie, Draga, Vladimir, Petru, Gavril, Doina, Paulian, Aurelian, George, Vasile, Țuțu, Damaschin, Violeta, Letiția, Lucreția, Ornel, Elena, Dobrița, Traian, Safta, Ștefania, Nicolae, Dan, Florian, Elisabeta, Ilia, Malia, Antoneta, Dimitrie, Oneta, Georgica, Constantin, Lisiana, Gabriela, Adrian, Doctorul Cristian, Sanda, Simona, Ștefania, Cristina, Ioan, Parascheva, Gheorghe, Gheorghe, Ana, Teodor, Gheorghe, Genoveva, Marta, Maria, Ana, Antoneta, Ana, Gheorghe, Gheorghe, Nicolae, Niță, Marin, Ștefana, Vasile, Laurențiu, Nelu, Iuliana, Ecaterina, Ioan, Sultana, Hristu, Tașcu, Smaranda, Dimitrios, Teologul, Floarea, Constantin, Arvinte, Ioan, Narcis, Constantin, Adrian, Angela, Maria, Dumitru, Nicoleta, Florinel, Răduțu, Eugenia, Constanța, Elisabeta, Neaga, Alexandru, Mihai, Cristina, Elena, copiii Alexandru și Emma Maria, robii lui Dumnezeu, Dorina, Cecilia, Eleonora, Călin, Eugen, Rinaldo, Bruno, Victor, Ioan, cantorul Ioan, 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 Petrică, Mâțu, Stoian, Vasile, 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 Benone, Daniela, Florin, Dumitru, Ioan, Lucian, Evdochia, Elvira, Mihai, Constantin, Ioan, Nicolae, Maria, Dumitru, Teofil, Fira, Veronica, tot neamul lor cel adormit și toți robii lui Dumnezeu care au murit de năprasnă din pricina incendiilor, monachia Minodora, cu ceilalți 21 de creștini care s-au sfârșit la spitalul Matei Balș din capitală, robii lui Dumnezeu care s-au sfârșit la incendiu de la spitalul din Piatra Neamț, Virginia, Ion, Constantin, Mihai, Mircea, Mihai, Tatiana, Clement, Răsina, Vasile, Ioan, Dumitru, Gheorghe, Nicolae, Constantin, Petru, credincioasele care au murit în Constanța la spitalul de boli infecțioase, Ileana, Georgeta, Maria, Parascheva, Maria, Angela, robii lui Dumnezeu care s-au sfârșit la spitalul municipal de infecțioase din Ploiești și cei ce au murit în explozia de la Petromidia, Iulian, Marian, Mihai, toți cei ce au murit înecați în mare, în Dunăre, în Siret, în alte ape, cei ce s-au sfârșit în accidente și chiar în spitale și lângă spitale, din pricina restricțiilor exagerate într-o așteptare prea îndelungată,
cu tot neamul lor cel adormit. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroii ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagere, îndepărtări și în închisori, pentru apărarea țării și a dreptei credințe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, pe prunca Carla Elena, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cea Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânța, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, drept credincios, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Iertare de păcatele și de greșelile noastre,
de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cere. Și creștineți vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Să cerem, da, Doamne! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Un durerile și cu mirea unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorului tău, nu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Ace tuturor! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțit. Scăpăm!
ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Într-unul Dumnezeu, Tatăl la toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, și din Maria Picioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, votez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața mea. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfinta jertfă, în pace. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Sfânt, 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 Sfânt,
ce vine. Domnul salva! Pline cerul și pământul de mărirea ta. Bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Hosana, Hosana, Hosana. Să fie celor ce stă în fața și 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 în fața și
permiți în credință și în voi mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria. Paralambii, Sfântului Mucenție, Nata și Valentina, Sfântului Cudei și Atoleu Pomenire, Sfântului și Ispecea Sfântului, Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului Precea mai cinstită, precea mai cinstită decât renumirii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără de stricăciune predu Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungate zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toate și ne dă nouă cu inimă și gură să prea slăvim prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Poruncește! Porunciți! Porunciți în al preasfinții de stăpâne,
spre cel ce vi se aduce înainte, ipodiaconul Andrei Laurențiu, spre a fi hirotonit într-un diacon. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a este numele lui, pe care ne zmărindu-l pe Fecioara o fericim. Să luăm aminte, Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, hirotonește pe cucernicul ipodiacon Andrei Laurențiu întru diacon, să ne rugăm dar pentru acesta, ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce cu a ta negrăită mai înainte știință ai trimis harul preasfântului tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea ta cea neurmată a fi liturghisitor și a sluji sfintelor și preacuratelor tale taine. Însuși pe robul tău acesta, ipodiaconul Andrei Laurențiu, pe care ai binevoit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește și lui harul pe care l-ai dăruit lui Ștepan, întâiul tău mucenic, pe care l-ai și chemat cel din tâi la lucrarea diaconiei și îl învrednicește pe dânsul după a ta bună plăcere, a economisit treapta cea dăruită lui de a ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc, bună cinstire și agonisesc și îl arată pe el desăvârșit slujitor al tău, ca să se împărtășească la dovenirea ta de răsplata celor ce bine ți-au plăcut ție. Că tu ești Dumnezeul nostru și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru arhieria, apărarea, îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
robului Dumnezeu Andrei Laurențiu, care acum se prohilisește diacon și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce cu nesticăciosul Tău grai ai dat apostolilor Tăi legea diaconiei și pe întâiul mucenic Ștefan l-ai arătat a fi unul dintre ei și pe dânsul întâi l-ai chemat la împlinirea diaconiei, precum este scris în Sfânta Ta Evanghelie, Cel ce voiește să fie întâi între voi să fie vouă slugă. Tu, Stăpâne al tuturor, și pe robul Tău acesta, Andrei Laurențiu, pe care l-ai învretnicit a intra în treapta slujirii diaconiei, umple-l de toate credința, dragostea, puterea și sfințenia, prin venirea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh asupra Lui. Căci nu prin punerea mâinilor mele, ci prin trimiterea îndurărilor Tale celor multe să te celor vrednici ai Tăi harul, pentru ca și acesta, în afară de orice păcat, să se înfățișeze Ție curat în ziua cea înfricoșătoare a judecății Tale și să primească nemincinoasă răsplata făgăduinței Tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este, Axios, 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 Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Sfinții pomenindu-i iarăși iar în pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul Său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfinte în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. De pace, drept credincios, făzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Creștinez vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Și ne împrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a te chema, Tată, pe tine, Dumnezeul cel ceresc și a zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi într-o ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plecați! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat din
din Sfântul tău lăcaș, pe scaunul ăsta vei împărție, dar și prea să sfințești în aici, și pe Tatăl, Sfântul tău, acum și purmea și în vecii vecilor. Dumnezeu, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare într-o faci minunată într-o lucruri, făcătorile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucire înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut om sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut om sănătoși și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice, și potolești marea cea sărată acestei vieți, cel ce îmblânzești pornirile cele grele de purtat ale plăcerilor, însuți iubitorile de oameni, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite harul binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele sfinte noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mirește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mirește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mirește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărărea și în vecii vecilor. Amin. Părerea Sfântului mirește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru spânămele Tău. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi într-o ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta să intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare.
cutuman să locuiesc în întunerica morții din veacuri. S-a mâhnit într-o mine Duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult cugetat, dar la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, însă către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetojat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce spogoară mormânt. Păsau dimineața, mi-l atac, la tine mi-n nădejde, arată-mi, Doamne, cale pe care voi merge. Că la tine a ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmași mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea ta. Scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriții și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului, Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi, nevrednicim, căci de n-ai fi stat înainte, rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, căci tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, într-o faci minunat, într-o lucruri,
păcătorule, a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucire înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut om sănătos, de acum să nu mai greșești, încă și din tine ai făcut om sănătos și poruncit să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina, cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potorești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele grele de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorile de oameni, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat, ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. În gustarea și copirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor, așa ne rugăm, cercetează neputințele noastre, bunule, și dămăduiește bolile noastre, ce le sufletești și trupești cu mila ta. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, cu rugăciunile Sfântului Slăvitului Prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între Sfinți, părinții ai noștri și al lumii mardascări și erari, Vasile cel Mare, Grigori, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, cu ale Sfântului Nifon și ale Sfântului Atanasie, Patelarii, Patriarhii Constantinopolului, cu ale celor între Sfinți, părinților noștri, Nicolae al Mirilor, Lichei, Spiridon al Trimitun din Ectarii de la Eghina, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, cu ale Sfinților erari, Marcu, Tite, Frem, Gheronte, Bretaniu și Teotim ai Tomisului, Antimii, Vireanul, Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie și Leonte, cu ale Sfinților erari, Marcu, Tite, Frem, Gheronte, Bretaniu și Teotim ai Tomisului, Antimii, Vireanul, Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie și Leonte, cu ale Sfinților erari, Petru Movil al Chievului, Varlam, Dosoftei, Iacob, Pudneanul, Iosif cel Milostiv și Dionisie, Ar, Mitropoliții Moldovei, Grigorii Dascului și Achin, Mitropoliții Țării Românești, Ahomii de la Gledin, Joan de la Râșca, Episcopii Romanului și Hușilor, cu ale tuturor Sfinților, Sfințiților erarhi, cu ale Sfinților, Slăviților și Bunilor, Biruitorilor, Mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, zvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou, cu ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Teodosie de la Braz, cu ale Sfântului Marlui Mucenic Nichita Romanul, cu ale Sfinților Mucenici Zotie, Catal, Camas și Sfilii de la Nicurițel, Dasie de la Axiopolis, Emilian de la Drostorum, cu ale Sfinților Mucenici la Adam Clisic, cu ale tuturor Sfinților Mucenici pătimitori în Dobrogea, cu ale Sfinților Mucenici Serghe și Vah, Ioan Valacul și Opra, cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, cu ale Sfinților Martin Rincoveri, cu
Constantin Voievodul cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Ianache, sfetnicul, cu ale sfinților mucenițe Filoteia și Tatiana, cu ale tuturor sfinților mucenici și mucenițe, cu rugăciunile sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, cu ale sfinților doctor tămăduitori fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Leomid, Mochi și Alechi, Talaleu și Trifon, Epictet și Astion și Fanurie, cu ale Sfântului Cuvios, mucenic Efrem, ale Sfântului Ioan Rusu, cu ale Sfântului Ierar, Luca al Crimeii, cu rugăciunile Sfinților Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Grigori de Capolitul Nicodim, cel Sfințit Dimitrie, cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel, German, Ioan Cozevitul, cu ale Sfinților Cuvioșilor părinți, Dionisie Exigus de la Tomis, Onufri de la Sfântia Voronii, Daniel Sicasu de la Voroneț, Nathan Sila și Paisie de la Sfântia Putnei, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Poiana Mărului, Gheorghe de la Cernica, Ioanichie de la Musieli, Rodion de la Lainici, cu ale Sfinților Cuvioșilor părinți, tuturor Sfinților Cuvioșilor părinți, cu ale Sfintelor Cuvioaselor Maci, Teodora de la Sihla și Parascheva, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, Episcopul Magneziei și ale Sfintelor Mucenițe, octotitor al acestui Sfânt Lăcaș, cu ale Sfinților Mucenițe, Enata și Valentina și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o să vârșim, cu rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe dreptcredincioșii robii Tăi, dându-le lor sănătate sufletului și trupului, și împlinește toate cele de trebuință obște acestea creștine, care Ție slujește și fie în toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată Arhiepiscopia dreptcredincioșilor, care drept învață cuvântul adevărului Tău, de cinul preoțești, călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de cei ce pentru binecuvântate, pricini nu sunt aici și de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednici să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte de părinții și frații noștri de aici și de pretutindeni care sunt în robie și în supărări și miluiește și pe dânsii și pe noi după mari mila Ta, izbăvindu-ne pe toți de toată nevoia, că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, și Părintelui Celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Făcătorul cetelor celor de foc și Lucrătorul puterilor celor fără de trup, Meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetirea îngerilor, care și-a încordat grumazul arecând și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare, și pe îngerii ce împreună cu dânsul potrivnici care s-au făcut diavoli, i-a aruncat întunericul cel adânc al iadului, fă ca blestemul acesta ce se face în numele Tău cel înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățitor al vicleniei, și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetuite, ci acești pecetuiți ai Tăi să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea, cu frică se slăvește prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Te blestem pe Tine, începătorul răutăților și al hulei, că pe Tine am potrivit și urzitorul vicleniei. Te blestem pe Tine, cel aruncat din lumina cea de sus, șurpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe Tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voința Ta. Te blestem pe Tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Sabaoți, cu toate oastea îngerilor lui Dumnezeu. Adonai Eloi, Dumnezeu cel atotputernic, ieși și depărtează de la robii lui Dumnezeu care sunt aici, la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la toți ce se roagă împreună cu noi,
depărtați-vă cu Dumnezeu, care toate le-a zidit, și cu Domnul nostru Iisus Hristos, unul născut care mai înainte de veci și fără de, din Tatăl s-a născut și în timp s-a născut din Fecioara Maria. Te blestem pe tine cu Dumnezeu cel întrupat, care a izbăvit pe oameni de diavol și toată puterea cea potrivnică o a biruit, cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă în apă prin har, chipul nesicăciunii de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat, văzând pe Dumnezeu cel întrupat, smerindu-se când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorirea Sfântului Duh a mărturisit unimea trăimii. Te blestem pe tine cu cel ce a certat vânturi și a liniștit viforul mării, care a izgonit cetele diavolilor, cel ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumina celor din naștere și a înnoit zidirea cea veche a neamului nostru și celor muți le-a dat grai, cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțitorul care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat, împreună cu apostole a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, taci, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ din adânc înșelătorule, cel fără chip, cel văzut pe nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, de ești însuși Belzebul, sau de te arăți ca cel ce scutură, ca șarpele, sau ca fiară, sau ca abru, sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca jigani, ori ca pasăre, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care înfricoșesc cu năvălirea, sau sfârșii, sau înălteși rele, în somn greu, sau în boală, sau neputin, sau pornești spre râs, sau aduci lacrimi de dezmerdări, ori ești desfrânat, ori rău mirositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurat, ori ghicitor în stele, ori șezi în casuri și fără de azi stâmpări, sau te schimbi cu luna, sau te întorci pe noare care timp, sau vii dimineață, sau la meață, sau la miezul nopții, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau din întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva ești trimis, ori ai năvălit fără de vest, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din pântână, sau din dărâmături, sau din baltă, sau din treste, sau din oroaie, sau de pe uscat, sau din lungor, din pădure, sau din copaci, sau din pasăre, sau din tunet, sau din acoperimentul băii, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, ori de unde nu știm, cunoscut, ori necunoscut, sau din vreun loc nebănuit, pierzi și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zis și înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu, teme-te de asemănarea lui Dumnezeu cel întrupat, să nu te ascunzi în robii Dumnezeu care sunt aici în cei ce s-au pomenit în toți bolnavii, în cei ce se roagă de departe împreună cu noi, că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate, ci du-te în pământ pustiu, fără de apă, unde om nu locuiește, ce este cercetat numai de Dumnezeu, cel ce leagă pe toți care vatămă și înălteți asupra chipului său, cel ce în lanțuri te-a aruncat în tunericul iaduri pentru noaptea și ziua cea lungă, pe tine, diavol ispititor și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Viețile Sfinților. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, cel de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor, cel de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul Sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moarte și prin unul născut Fiul tău, ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea de la noi ușurat-o, și toată înălucirea vrăjmașului de la noi depărtat-o, și tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava ta, cel ce ne-ai dăruit cale spre ceruri și stricăciunea nesticăciune ai prefăcut-o. Cei ce ai luat asupra-ți fărâmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, însuți binecuvintează pe robii tăi aceștia și izbăvește pe dânsii de cel viclean. Izbăvește știi pe dânși de toată lucrarea diavolului, toată vrajă, toată fermecătura slujiei, doleați căutarea în stele, vrajă cu mort,
vraja cu pasăre, patima despătării, beția, desfrânarea, mânia, iubire de ceartă, neastâmpărare și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, insuflă întrâi și Duhul Tău cel Sfânt, ca fiind păzit de El să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că sunt robe ai Tăi, în numele Tău, în numele Iisus Hristos, crezând în trăimea cea de o ființă și mărturisind-o cu îngerii, arhanghelii, domniile cele mărite și cu toate oastea cerească, păzește împreună cu dânsii inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și Ție slavă înălțăm, și unii născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeiasca și Sfântă, Marea și Înfricoșătoarea, nesferită chemare face spre izgonirea Ta potrivnice, așișirea și certare face spre pierderea Ta, diavole. Dumnezeu cel Sfânt, cel fără de început, cel nevăstăviță și necuprins ca dumnezeire, Împăratul Slavei și Stăpânul Atoțiitor, la acela te ceartă pe tine, diavole. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ. Domnul puterilor este numele Lui. Să te certe pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogorât din cer, din sânul Tatălui și prin întruparea cea mai presus de fire și curată din Sfânta Fecioară, te-a alungat din cer și cu totul lepădat, te-a arătat. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care a zis mării, taci, liniștește-te și prin poruncă îndată s-a liniștit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, cel slujit și lăudat de mulțimea cetelor de îngeri și de arhangeli, de cheruvim cei cogmulți și de serafimii cei câte șase aripi, care cu două aripi și acoperă fețele lor din pricina Dumnezeirii Lui cele nevăzute și necuprinse cu mintea, cu două aripi și acoperă picioarele lor ca să nu se ardă de slava cea negrăită și de măreția Lui cea necuprinsă și cu două aripi zboară și umplu cerul de strigarea lor. Sfânt, 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 Domnul Savaop este cerul și pământul de slava Lui. Să te certe pe tine, diavolii, Domnul, care pe fiica mai marului sinagogii cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduvei din gura morții l-a răpit și mamelui întreg sănătos l-a dăruit. Să te certe pe tine, diavolii, Domnul, cel ce pe Lazar a patra zi neputret, ca și cum n-ar fi fost mor și nestricat l-a înviat spre mirarea multora. Să te certe pe tine, diavolii, Domnul, care prin scuiparea preacuratului să obraza și ierse toată lacrima de la toată fața. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, cel ce lovit fiind cu palma, a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste, depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care a înfipt crucea spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta și a tuturor celor de sub stăpânirea ta. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care s-a pogorât la iad, mormintele le-a scuturat pe morți cei din veac legați, a slobozit și la sine a chemat pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și cu astea iadului ascunzându-se au perit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul cel ce a înviat din morți, Hristos, Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care s-a înălțat la cerul și a așezat de-a dreapta tronului slavei la părintele său. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care iarăși va să vină pe norii cerului cu sfinți îngeri, cu putere și cu slavă multă să judece vii și morții. Să te certe pe tine, diavole, însuși Domnul, cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te, cutremură-te, teme-te, depărtează-te, pierd, fugi tu care ai căzut din cer și împreună cu tine toate duhurile cele viclene, Duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiază zile și cel de seară, Duhul cel de la mezul nopții, Duhul cel ce se întâmpinare de pe o scadă, din ape, din trei căi, din bălți și din râuri, care cu trei prin case, prin curți și prin băi și vată și schimintea omenească. De grab plecați la făptura ziditorului Hristos Dumnezeu și vă depărtați de la robii lui Dumnezeu care sunt aici, de la toți bolnavii, de la cei ce s-au pomenit, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Depărtați-vă din minte, din suflet, din inimă, din rărunghi, din simțiri și din toate mădularele lor, ca robii lui Dumnezeu aceștia să fie cu totul sărătoși și treci și slobozi, cunoscând pe Stăpânul și ziditorul tuturor, cel ce cheamă pe toți și le dă lor pe cetea noirii dumnezeiescului botez, ca aceștia se învrednicească de curatele taine ale unui născut Fiului Tău și să se sălășluiască în locul verdeață și fiind păstoriți neîncetat cu toiagul cruci să vină la apa odihnei și a plata chemării celui de sus întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai făcut cerul și pământul dintr-un început și cerul l-ai împodobit cu mari luminători, ca să lumineze pe pământ și ca prin ei să fie slăvit Tu singurul făcător și stăpân al făpturii, iar pământul l-ai înfrumusețat cu verdeață, cu iarbă, cu multe feluri de semințe, ce rodezi după felul lor și cu toate florile l-ai împodobit spre frumusețe, însuși acum, stăpâne, caută din sfântul tău locaș spre agonisita robilor tăi care sunt aici, care au grădini, curți, livezi, vii și care sunt adeseori nepădite de tot felul de greutăți, de fermecături, de vrăji, de toată răutate, de ispita vicleană și uneltirea oamenilor. Dă-le să aducă roade la bună vreme și depărtează de la toate viile, livezile, grădinile și câmpurile robilor tăi toată fiara și sălbăticiunea și vermele, musca, rugina, arșița și vânturile cele stricăcioase. Vă alung pe voi fiarele cele de multe feluri, verme, omizile, gândacele, cusele, șoarece, cârtițele și puricii și tot felul de muște, moli și furnici, vespi și urechelnițe și tot felul de jigănice se tăresc pe pământ și păsări care zboară, care aduc stricăciuni și pagubă holdelor, viilor, pomilor și grădinilor. Vă cer cu Dumnezeu Tatăl cel fără de început și cu Fiul Lui cel împreună fără de început și de o ființă și cu Duhul Lui cel preasfânt, care este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul și de viață făcător, vă alung pe voi cu întruparea uriană cu Fiul lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, cu viața Lui de pe pământ, cea din împreună cu oamenii, cu pătimirea Lui cea mântuitoare și cu moartea Lui cea făcătoare de viață, cu învierea Lui cea de a treia zi și cu înălțarea Lui la cerul și cu toată purtarea de grijă cea dumnezeiască și mântuitoare. Vă alung pe voi cu sfinții heruvini cei cogmulți și cu serafimii cei cu șase arbi care zboară împrejurul tronului Dumnezeu și strigă: Sfânt, 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 Domnul Savaot. Vă leg pe voi cu sfinții îngeri, cu toată puterea, cu mii de mii și cu milioanele de milioane, care cu multă frică stau înainte slavei Domnului, să nu stricați nici viele, nici holdele, nici grădinile, nici pomi, nici legumele robilor Dumnezeu care sunt aici și care le vor stropi cu această apă sfințită, ci duceți-vă în munții cei pustii, în copacii cei nerudicători, în care va dori vouă Dumnezeu hrana cea de toate zilele. Vă leg pe voi cu scumpul trup și sânge al lui Hristos, adevăratul Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin care s-a dat nouă mântuire și răscumpărare. Să nu stricați nici holdele, nici viile, nici grădinile, nici pomii roditori și neroditori, nici frunza legumilor să nu stricați din cuprinsul grădinilor, livezilor și câmpurilor robilor Dumnezeu care sunt aici și celor care vor stropi cu această apă. Iar de nu mă veți asculta pe mine și veți călca certarea cu care m-am legat, nu vă voi pedepsi eu, smeritul nevrednicul, ci Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, care va veni să judece vii și morții. Pentru aceasta, precum mai înainte v-am zis vouă, duceți-vă în munții cei pustii, în copacii cei neroditori, și de nu mă veți asculta, voi ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită pe îngerul său, care este peste fiare și cu fier și cu plumb și vă va lega și vă va omorâ. De vreme ce n-ați luat în seamă certarea aceasta ce s-a făcut pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Trifor și ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, încă și păsări fiind trimise prin rugăciunea acestora vă vor mânca pe voi, încă vă alung pe voi și cu numele cel mare scris pe piatra care nu l-a putut răbda și s-a topit ca ceara de fața focului. Ieșiți din locurile robilor lui Dumnezeu care sunt aici, de la toate locurile ce vor stropi cu această apă, duceți-vă în locuri neumblate și fără apă și nerăditare, cum mai înainte v-am spus vouă. Și pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Aralambi și ale Sfântului Mare Mucenic Trefon, să se slăvească preasfânt numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
iată, Sfântul Caralambie, care cu noi este aici și s-a rugat, a mulțumit lui Dumnezeu, zicând, mulțumesc ție, Doamne Dumnezeule, că ești milostiv și îndurat. Tu ai ucis pe vrăjmaș, ai sfărâmat iadul și durerile morții le-ai deslegat. Omenește-mă, Doamne Dumnezeul meu, într-o împărăția ta. Și s-au deschis cerurile și a primit Haralambie vederea cea de sus cu mulțimea sfinților de îngeri. Și glas din cer s-a auzit zicând, vino, Haralambie, prietenul meu, cel ce ai răbdat multe pentru numele tău, cere de la mine și îți voi da ție. Și Sfântul Caralambie a spus, mare este mie aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoșata ta slavă. Doamne, de-ți place ție, mă rog să dai slavă numelui tău, ca oriunde se vor pune moaștele mele și se va cinsti numele meu și pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă roadele, să fie mai ales în locurile acelea pace și sănătate trupească, mântuire sufletească, în destulare de grâu și vin, precum și în mulțire de dobitoace pentru trebuința oamenilor. Doamne, Tu știi că oamenii sunt trup și sânge, iartă-le păcatele și le dă belșugare din roadele pământului, ca prin îndestulare pentru osteneala lor, să se sature și să se îndulcească, premărindu-te pe tine, Dumnezeul lor, dătătorul tuturor bunătăților. Iar roua ce se bogoară de la tine să fie tămăduire. O, Doamne, Dumnezeul meu, varsă peste toți darul tău și izbăvește de boala ciumei și de orice boală. Izbăvește-ne, Doamne, și de această boală care a bântuit și bântuie cu rugăciunile Sfântului Haralambie. Și așa rugându-se Sfântul Domnului a zis, fie după cererea ta, viteazul meu, ostaș, s-a dus Domnul la cer, iar Sfântul Haralambie Arghereului Hristos ne-a lăsat această rânduială, ca în ziua sa să facem sfințirea apei și împreună cu rugăciunile Sfântului Trifon și împreună cu binecuvântarea din cer de la Dumnezeu, dat adus asupra Sfântului Haralambie, să fie și binecuvântarea asupra tuturor celor ce sunteți aici și asupra apei care s-a sfințit și cu care se va stropi. Pace tuturor și Duhului tău, capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm și Părintelui celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. Izvorul tămăduirilor având sfinților cei fără de arginți, tămăduiri dați tuturor celor ce le trebuiesc, că de prea mari daruri v-ați învrednicit de la izvorul cel pururea curgător.
al Mântuitorului nostru, că a zis către voi, Domnul, acei ce sunteți următori cu apostolii, iată, v-am dat vouă puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoateți pe dânsele și să tămăduiți toată boala și toată durerea. Pentru aceasta, întru poruncile lui binevețuind, în dar ați luat, în dar să dați, tămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, caută spre rugăciunea robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără de prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră, că pe tine te avem nădejde tare și nemișcată și a ta folosință am dobândit. Să nu fim rușinați, Stăpână, grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care izbăve neamul omenesc din robia diavolului, izbăvește și pe robii tăi care stau înaintea ta de toată lucrarea duhurilor celor necurate. Oruncește necuratelor duhuri și viclenilor diavoli să depărteze la sufletele de la trupurile robilor lui Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pomenit din calea lor, de la casele lor, să nu rămână nici să se ascundă, să fugă pentru numele Tău cel Sfânt și al unui a născut Fiului Tău și al Făcătorului de viață, Duhului Tău, de la zidirea mâinilor Tale, ca fiind curățiți de toată ispitirea diavolului, să vețuiască cuvios, drept și cucernic, învrednicindu-se de curatele taine ale unui a născut Fiului Tău, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început, cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai certat toate duhurile celor necurate și cu puterea cuvântului ai lungat legiunea de demoni, arată-te și la făptura pe care ai zidit-o după chipul tău, pentru că este asuprită de cel potrivnic, a fiind miluită și curățită, se numere cu turma cea sfântă a Sfântului Duh și a dumnezeieștilor și preacuratilor sfințenii, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Te chemăm pe tine, Stăpâne iubitorule de oameni, cel ce ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce ai dat acest oamenilor spre ascultare, dobitoacele cele necuvântătoare, tinde, Doamne, mâna ta cea tare și brațul tău cel prea înalt și sfânt și cu cercetare cercetează făpturile tale acestea. Spre trimite îngeri de pace, îngeri tare, păzitori sufletului și trupului, ca să certe și să izgonească de la ei pe tot vicleanul și necuratul diavol, pentru că numai Tu singur, Doamne, ești prea înalt, a toțiitor și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul de cel veșnic, care a izbăvit neamul omenesc din robia diavolului, izbăvește și pe robii tăi de toată lucrarea duhurilor celor necurate. Oruncește necuratelor duhuri și viclenilor diavoli, să depărtezi de la sufletele, de la trupurile robilor tăi care sunt aici, să nu rămână nici să se ascundă, să fugă pentru numele tău cel sfânt și al unui a născut Fiului tău și al Făcătorului de viață Duhului tău, de la zidirea mâinilor tale, să fiind curățiți de toată ispitirea diavolului, să vețuiască cuvios, drept și cucernic,
învețințe de curatele taine ale unei anăscviului tău, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne, bunule și iubitorule de oameni, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în lume, să rupă zapisul greșelilor cea asupra noastră, să dezlege legăturile celor legați de păcate, să propovăduiască celor robiți iertare. Stăpâne, pe robii Tăi care stau înaintea Ta, liberează cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra lor. Le dăruiești să se apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta și cu cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ce slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să-mi aduc aghiazma. Domnului să ne rugăm. Să iertăm și să uităm tot ce ne-a greșit cineva, să nu ne mai aducem aminte, ca și bunul Dumnezeu să ne ierte. Mulțumim Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor, Dătătorul bunătăților, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc. Dăruiește și acum pace robilor Tăi. Înrădăcinează întrânși și frica Ta și dragostea unuia spre altul o întărește. Stinge toată vrajba, îndepărtează dintre dânsii toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel dat Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând pe oameni, mâinile veți spune și binele va fi. Și prin trânsi și noi arhiereilor este dat acest har. Să vă tămăduiască fiilor duhovnicești de neputința sufletească și trupească. Să vă dăruiască bisericii sale întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, bine umblând și făcând poruncile lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să învieze Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii Lui, să fugă de la fața Lui ce ți-l răs pe dânsul, să piară cum pere fumul, cum stăpește ceara de la fața focului. Așa să piară diavolii cei fermecători și descântători de la fața robilor Dumnezeu care sunt aici, la cei s-au pomenit, iar robilor Dumnezeu aceștia se bucure de Domnul și să se veselească, să fugă, să se depărteze de la sufletele, de la trupurile voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol și otrăvirea și farmecele și descântecele, nu nimic să se prefacă, ci să se stingă prin aceste molitve cu harul Preasfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluiță, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău.
Te, Doamne! Ia-mi-nte, Doamne! Ceremonii
alunecăm. Dar Dumnezeu prene-le cuit în vise la
cer.